Un extras din aplicația Revisal, care îi conferă salariatului certitudinea că lucrează cu forme legale, poate fi emis și de către Inspectoratul de Muncă, după ce angajatul achită suma de 20 de lei. Însă, adeverințele de vechime, care sunt extrem de importante în original pentru dosarul de pensionare, pot fi eliberate doar de către angajator. E vorba de o adeverință tip carnet de muncă, în care apar toate înscrisurile referitoare la salariu, modificări apărute în decursul desfășurării activității, sporuri și decizia de încetare a activității. Tocmai de aceea, în condițiile în care tot mai multe societăți intră în insolvență sau pur și simplu dispar, este foarte important să intrați în posesia lor câtă vreme firmele încă mai există. Altfel, va trebui să luați legătura cu diversi lichidatori sau veți fi nevoiți să umblați după martori, foști colegi care să vă susțină cauza în instanțe. Documentul care atestă vechimea în munca salariatului este această adeverință de vechime pe care salariatul trebuie să o păstreze în original. În situația în care angajatorul refuză să elibereze acest document sau din diverse motive amână, salariatul poate solicita în scris eliberarea acestui document și în cazul în care angajatorul refuză să primească solicitarea scrisă, acesta poate trimite cererea către societatea respectivă prin poștă cu confirmare de primire. Important este să facă dovada solicitării în scris a acestui document. Așadar, nu uitați, angajatorii au obligația să vă elibereze aceste adeverințe. În caz contrar, adresați-vă în scris Inspectoratului Teritorial de Muncă. Refuzul lor se sancționează cu amendă de la 300 la 1000 de lei, dar și cu măsura obligatorie de eliberare a acestor documente.